Oare ce se întâmplă între Iulia Vântur și Salman Khan? De ziua ei de naștere, ea era în India, iar starul de la Bollywood se bucura de compania unei alte femei în Europa. Este românca noastră jucată pe degete de Salman Khan? Iulia Vântur nu a venit în România nici de ziua ei de naștere. A preferat să petreacă în India împlinirea celor 37 de ani. Dar totuși, a avut ceva din țara ei natală. Un tort trimis de cea mai bună prietena a ei. Mai multe nu știm despre aniversare. Cum a petrecut, cu cine, cum s-a distrat. Asta pentru că, surprinzător, românca noastră a fost foarte discretă. Dacă în alți ani avea conturile de Instagram și Facebook pline cu imagini de la petreceri, acum nimic. Ce să fie, ce să fie? Oare ce o fi pățit? Ce o fi supărat-o pe ea atât de tare încât nici măcar de ziua ei de naștere nu a mai fost la fel? Vă spunem noi. În timp ce românca noastră se bucura de delicioasa prăjitură trimisă de prietena ei, Salman Khan își făcea de cap în compania altei femei. Despre cine este vorba? Katrina Kaif, chiar fosta iubită a starului indian. Așa că acum înțelegem motivul pentru care diva nu și-a afișat deloc zâmbetul la cea de-a 37-a aniversare. Nu tragem concluzii, dar faptele dovedesc totul. Și chiar dacă sunt împreună doar pentru un proiect profesional, în fotografii par destul de apropiați. Și stați că mai este ceva. Ce vedem noi aici? Mai că ne-am rușinat! Uite, dragă Iulia, ce face bărbatul pentru care tu ți-ai lăsat tot. Familia, cariera din România, faima, absolut tot. Ea îl aștepta acasă de ziua ei, iar el, ce să vezi, se bucură de compania altei domnițe. Oare ce-o fi zis Iulia noastră când l-a văzut într-o așa ipostază pe Salman Khan? De, Iulia, în dragoste și în război, totul este permis. Oare când greșești, învață?